Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest pentru a se afla dacă era în stare de ebrietate. Astfel, un bărbat de 58 de ani, în timp ce conducea un autoturism marca Audi pe Bulevardul Tineretului din municipiu, nu a acordat prioritate de trecere unui tinere de 28 de ani care se angajase în traversarea străzii pe marcajul pietonal. În urma impactului, tânăra a fost rănită, fiind transportată la Spitalul Județean Vâlcea, unde i s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de traumatism craniocerebral acut, contuzie cot stâng. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.